Salutare prieteni! Acest video este făcut pentru dumneavoastră și pentru noi toți. Am tot văzut în ultima vreme de când a început pandemia, nebunia, COVID-19, coronavirus, atâtea materiale din care nu știi care e adevărat și care este mai puțin adevărat. Atâtea fake news-uri cum le spuneți voi, sau știri false, de m-a descurajat de a mai citi presa. Și vă încurajez și vă descurajez să mai citiți presa românească. Să te trezești de o zi pe alta că dispare știrea respectivă și apare alta în loc. Corectată sau nu mai apare deloc. Dragii mei, Cred că trebuie să vă uitați la știrile care sunt date de către Ministerul Sănătății, Guvernul României, Departamentul de Situații de Urgență. Cred că cele trei site-uri sunt cele mai um, oficiale, cu cifrele cele mai oficiale de tot ceea ce se întâmplă în România vis-a-vis -vis de COVID-19 și din Europa și uh, din toată lumea. Ați văzut că cel puțin o dată pe zi se dau cifre, cel puțin se dau statistici, se dau toate răspunsurile la multe întrebări ale dumneavoastră. De aceea doresc să oprim aceste știri false, să oprim uitatul la televizor și dacă stăm în casă, cum suntem rugați, da, și să respectăm cele 15-20 de reguli, 10, câte sunt ele. Uh, ar fi preferabil să, să le respectați cu strictețe pentru a avea rezultatele dorite. Un alt aspect: lăsați panica mă, oameni boli. Dacă tot vă uitați la asta, normal că aveți panică, frică și toate cele. Și apar și boli, și apar și depresii, apar descurajări și toate cele. Și nu cred că își are sensul. Știți foarte bine statistica celor două uh, lucruri. Gripa și răceala are o pondere de 1% sau 0,01%, uh, ceva de genul acesta. Uh, în uh, a deceda și uh, corona virus uh, COVID-19 are o procent de 0,2% ceva de genul acesta. E 2-3% cât e uh, sau 1% presupunem, da? Mă, oameni buni, lucrul ăsta vedeți că e un procent foarte, foarte, foarte mic. Singurul lucru este dacă avem afecțiuni în corp, să stăm în casă, mai ales dacă avem boli imunologice, de asemenea stăm în casă, lucruri care știți că pot degenera acest virus. Și ce panică? Pentru că panica aduce boala cu sine și frica, nu? Ce poate să aducă și depresia și starea asta? E, nu mai vă uitați la știrile astea bombă, bombă, bombă că și negative. Măi, și asta va aduce stările astea, mă, oameni buni. Și apoi vă întrebați, imunitate scăzută. Păi ce vrea ăștia, nu? Nu? Ce vor vrea? Să dispară cât mai mulți. O altă statistică spune că majoritatea au decedat și în străinătate... Peste 60 de ani, 70, 80, 90, cam acolo a fost cifra. La noi, România, nu avem decedați. Avem vindecați de pe zi pe alta. Avem și mai mulți. E adevărat că crește și la infectați numărul de la o zi la alta. Dar bucurați-vă de fiecare clipă pe care o trăiți. Lângă cei dragi, lângă familie, lângă unde sunteți acolo. Limitați aceste ieșiri pentru că nu sunt benefice nici pentru voi, nici pentru familie, dar respectați igiena corporală a obiectelor din jurul dumneavoastră, tot ceea ce este în jur, pentru ca să aveți siguranța. Că corona nu vă vizitează. Nu intrați în aglomerații, nu intrați în, în locuri unde știți că sunt oameni infectați sau ați aflat că au fost infectați și vă duceți chiar acolo. Adică evitați lucrurile astea. Stați mai la distanță de aglomerațiile, din transportul în comun, de pe stradă, de la piață, din magazinele mari sau de oriunde sunt la momentul de față. Că vedeți, s-au limitat de la o zi la alta instituțiile care se vor închide și Trebuie să avem grijă. Adică noi suntem cei care uh, luăm decizii bune pentru noi. Noi am primit deja, ca să zic, sfaturile bune, iar noi trebuie să le punem în practică. Acum totul ține de noi. Să fim conștienți uh, de, de noi înșine, dar și de cei de lângă noi. Că vrem să-i avem bine, înseamnă că întâi să avem grijă de noi. Dacă nu vom avea grijă de noi, apoi s-ar putea să... Creăm acel rău nedorit celor de lângă noi și regretele după ce nu mai e, sunt deprisos, nu mai așa au rostul. Facem ce putem, că suntem în viață, să-i protejăm pe cei care uh, sunt mai sensibili ca noi, uh, prin asta și noi acasă și ne-a limitat uh, activitățile prin oraș. Da? Adică putem face lucrul ăsta. Și strictul necesar trebuie să-l facem și cu asta basta. Și haideți să lăsăm treaba asta cu informarea și cu um, cumul ăsta de informație negativă și cumul de informații de, de pe orice site-uri uh, apărute peste noapte și care mai de care, am văzut și pe YouTube și pe Facebook și pe uh, presa scrisă, tot felul de informații. Oameni buni, opriți-vă, care mai de care să-și dea cu părerea despre tratamente, despre ce trebuie să facem și cum trebuie să facem. Avem Ministerul Sănătății a României, Guvernul României, Departamentul de uh, Situații de Urgență al României, uitați-vă pe, pe Facebook acolo, pe site-urile lor pe care le au și acolo aveți informațiile cele mai clare. Cu asta văd, asta, ce, să, ce să mai întindem? Pentru că, în definitiv, dacă vom avea grijă de recomandările primite de la aceste instituții, totul va fi bine pentru noi și pentru familia noastră vă iubiți pe cei dragi, stați acasă. Pentru că doctorii, asistenții, uh, poliția, armata sunt în prima linie. Ei trebuie să facă lucrul ăsta. Ei lucrează pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Dacă avem alte activități, hai să le amânăm. Evenimente, uh, lucruri care uh, nu necesită uh, musai să le facem acum. Haideți să le amânăm, hai să nu mai ne expunem. Expunându-ne, expunem și pe cei de lângă noi. Gândiți-vă, întâi la cei de lângă dumneavoastră, înainte de a lua o decizie pentru dumneavoastră. Dacă doriți binele celor din jurul dumneavoastră. Lăsând la o parte consecințele pe care le veți avea din partea instituțiilor statului. Gândiți-vă mai întâi dacă dragoste există în inima dumneavoastră pentru cei de lângă dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Vreți să mai trăiți? Mai vă doriți viață? Mai vă doriți o viață împreună cu ceilalți? Așteptați cât trebuie. 14-15 zile, da? Să stăm acolo. Izolați. Să așteptăm când ni se dă startul de a pleca din nou la drum. Când se va ridica acest lucru. Dar dacă avem acest lucru, haideți să-l păstrăm, așa cum se spune. Pentru cei care stau în carantină. Oameni buni. Gândiți-vă la familiile voastre înainte de toate sau cei care sunteți în afara graniților. Gândiți-vă la familiile voastre. Nu vă gândiți la voi că vreți, vreți. Păi stați mă fraților acolo că ori ajungeți în carantină, ori în izolare. Nici într-un gaz nu ajungeți acasă. Dar să vă fie clar lucrul ăsta. Dacă veniți din zone infectate. Pentru că la un moment dat după 14 zile veți fi testați dacă veți avea simptome. Și cu siguranță unii dintre voi poate a trăit printre acele persoane infectate, păi ce vreți să faceți? Vreți acasă ca ce să faceți? Să infectați? Pentru că infecția de coronavirus COVID-19 n-a adus-o românii din interior, ci cei care au venit de afară. Că au venit cu puhoiul. Și atunci nu mai vă întrebați lucrul ăsta. Bine era să se închidă granițele, și atunci. Nu mai exista în Europa sau în România astfel de lucruri. În momentul în care a apărut în China lucrul acesta, atunci, dacă granițele erau oprite, poate că acum toată lumea avea o viață normală și puteau să-și desfășoare foarte bine activitatea. Acum, trebuie să vă așteptați de la o zi la alta, dacă vedeți că crește, să se limiteze orice activitate și să așteptăm în. Liniște, cu credință în Dumnezeu, cu pace, cu bucurie unii lângă alții, să treacă această perioadă, fiind puternici, citind scripturile, citind gânduri pozitive, să ne vorbim unii altora, să ne încurajăm, să facem în așa fel, să găsim activități în casă care să ne ocupe timpul și cred că putem face lucrul ăsta. Sunt o grămadă de activități, pornim de la a găti împreună, de a face curată împreună, de a citi împreună, de a studia ceva frumos împreună, de a vă juca ceva cu copii, dacă aveți copii, de a studia cu copiii anumite lucruri, de a petrece acel timp mult râvnit împreună, care poate nu a existat, pentru că serviciul și activitățile de zi cu zi v-au răpit acest timp, acum aveți ocazia să renodați acele relații pe care o păr la un moment dat că sunt ca firul de ață care se pot rupe în orice moment. Deci sunt o grămadă de lucruri care se pot îmbunătăți acum. Relația cu Dumnezeu, relația unii cu alții și alte lucruri frumoase care pot veni în viața dumneavoastră și dacă stați acasă, pentru că stând de acasă rezolvăm problema coronavirus COVID-19. Cam asta aș fi vrut să vă spun, să, în definitiv, să stăm acasă și să nu mai citim presa, să citim doar de pe Ministerul Sănătății, de pe Guvernul României și de pe uh, departamentul de situații de urgență sau persoane specializate sau oficiale care au legătură directă cu aceste instituții. Nu de pe orice site sau orice canal de YouTube sau alte, veți găsi acolo multe lucruri. Și acum fiecare crede ce crede, dar cel mai bine luați informația de acolo de unde v-am spus, pentru că Acolo vreți, un vreți, trebuie să credeți pentru că sunt instituțiile de stat care ne au îngrijă. Și dacă ele ne au îngrijă, haideți să avem și noi grijă de noi și de uh, ceilalți din lângă noi. Vă doresc să nu aveți parte de coronavirus, COVID-19 și să aveți parte de zile frumoase după această criză.